în oameni și evenimente craiovene, am aici un capitol, echipa unei mari iubiri, despre Universitatea Craiova. Când eram primar, am fost ales președintele secției de fotbal ai Universității Craiova. De ce m-au ales? Pentru că iubeam, țineam în echipa, eram amator de fotbal. Dar nu numai asta. Aveau nevoie de locuințe. De aia m-au ales în adunarea generală. Și eu am asigurat, într-adevăr, cât au fost acolo, ca primar, din apartamentele pe care le făceam, la fiecare le-am dat apartament. Am avut chiar unii dintre ei, nu e spre nord, eu vreau spre sud, adică de așa natură încât le-am satisfăcut și dorințele lor și ale, mai ales ale soțiilor lor. A fost în perioada, am rămas până când am fost promovat prim vicepreședinte al județului și atunci a doi ani de zile. În total șase ani de zile am fost președintele secției de fotbal a Universității din Craiova. Când era Universitatea în vogă așa atunci sigur că am avut grijă ca să îi stimulăm nu luau bani prea mulți erau. Cu ajutorul întreprinderilor să colectau de acolo și aveam un vicepreședinte pe Ionel cetățeanul care până la urmă a ajuns și el ministru și ambasador așa, care ținea evidența și împărțeam în funcție de rezultate ca să stimulăm și noi echipa Universitatea Craiova. Dintre întâlnirile pe care le aveam și uneori dădeam și o masă în cinstea lor, le făceam la casa după alu Acum ai stai cu a Barbu Drugă? Barbu Drugă. Casa Barbu Drugă, unde uh, erau onorați jucătorii respectiv, în care participa autorități de partid de stat și echipa Universitatea Craiova. Printre cei care aveam în această perioadă prezenți care se ocupau de aproape, era și Ștefan Andrei, de care vorbiți dumneavoastră, care o iubea cu ardoare echipa respectivă, era Adrian Păunescu, care venea, așa, ori de câte ori era meci la Craiova, și uneori venea și Eugen Barbu. Cu toți acestea eram gazda lor și aveam grijă ca să se simtă bine aici. Când am ajuns ministru, a fost discuția cu transfer de jucători, în care s-a amestecat și Ștefan Andrei. Ca să revin la întrebarea dumneavoastră, și în, într-o ședință la care o conducea Nicolae Ceaușescu, la urmă a spus, Andrei, tu să-ți vezi de externe, să nu te mai în fotbal. Fusese reclamat de Dincă pentru că Ștefan Andrei uh, intervenise și pentru transferul lui jucătorului de la Feciargeș Dobrin? cu Dobrin. Da. Și dinca a reclamat imediat. Uite, vreau să lea pe Dobrin. Tu să nu te mai în fotbal cu Universitatea Craiova și voi iar la fel nu m-a nominalizat dar pe el l-a apostrofat în legătură cu această problemă. Așa că drept să vă spun. Nu pot să spun de decât numai vorbe bune și sufletul pe care l-a depus. Atât Ștefan Andrei cât și Adrian Păunescu ei erau niște oameni care iubeau cu adevărat nu formal. Asta e răspunsul care vi-l pot da. da. Stadionul nu s-a construit când era dumneavoastră primar? Da. În 67. da. Stadionul s-a construit când era meu primar și ce se întâmplă? Tot pământul care rezulta din demolări unde construiam noi blocuri, la casele care erau aprobate prin decret prezidențial să fie demolate îl duceam la pentru a face uh, tribunele în două locuri. După aceea a mai venit la mine uh, Alexandru Buia care, const, care făcea grădina botanică. Să-mi aduce și mie pământ din acesta ca să-l depun să fac mal, uh, uh, dealurile respective ca să arăt ce plantație există pe, pe, dealurile respective. Deci pentru mine era foarte bine că nu l duceam departe. Altfel trebuia să-l duc undeva acest pământ. Dar de ce nu ați făcut? Care este istoria stadionului tineretului? Că e lângă, nu? Da, de ce n-a fost acela stadion? De ce sunt două stadioane, unul lângă altul? Unul lângă altul. Am făcut acest sigur că toată lumea era la modă să facă stadioane. Așa, și acest stadion era de capacitate mică și a rămas ca acesta să rămână de antrenament așa și alte ramuri sportive și să-l facem pe acesta aveam, aveam bale atunci. Să știți că noi cu lei nu o duceam rău, cu valuta era, era problema mai, mai grea. Așa că am făcut stadionul respectiv și în locul lui acum s-a făcut acest stadion ultramodern. Existau suspiciuni de aranjamente în perioada aceea, pentru că eu fiind copil găsisem uh, niște căr uh, cărți mici unde erau... Uh, uh, niște, uh, erau scrise uh, meciurile și cu scorurile de-a lungul timpului. Da. Și observam chiar de atunci niște scoruri ciudate, ca să le zic eu. În momentul când eram eu pasionat de, de fotbal și știam fenomenul, mi se păreau niște lucruri ciudate. Ce ne puteți spune despre în asta? În campionatul național, așa nu vorbesc numai de participarea echipei Universitatea Creva, în campionatul național, în în subsidiar se vorbea despre anumite aranjamente. Aranjamentele acestea ale meciurilor respective, mai ales când era vorba de retrogradări și de clasificări la locul 1, 2, 3, așa, se făceau aranjamente sub mai multe forme. Prima era prin presiunile care se făceau asupra echipelor respective. Să se lase mai moale, să mai cedeze prin organele de partid și de stat. Adică acolo, toți primii secretari erau cu echipele de fotbal, altfel nu era iubit de, 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 de cetățeni. Și atunci, primul secretar, care era o personalitate și avea o putere nemaipomenită în județul respectiv, făcea presiuni în legătură cu echipa respectivă. Aceasta era o formă de presiune. A doua presiune era pe echipe, prin autoritățile de resort ale fotbalului respectiv. Asta vi le spun pentru că le auzeam, fiindcă lucrând cu echipa și o echipă așa mare. Știți că la noi știința e recunoscută și dacă ne uităm în, în trecut la da. meciuri, mai scăpau, adică unele ce păreau aranjate. Uh, practic, din orgoliu, întănesc, nu știu de ce, dar părea că trebuie să bat o anumită echipă și crava uh, uh, îi bătea. Da, păi. Uh, am impresia că era o echipă prea iubită atunci ca să. Uh, păi, vă spusei două cauze. Trec mai departe. Uneori, echipa avea atâtea puncte suficiente încât putea să piardă un meci pe care îl putea să câștige sigur. Și spune să-i ajutăm că și ei ne vor ajuta în campionatul următor. Da, e, așa, erau uh, și înțelegere între echipe ca într-un an să ajute să ajute urmând ca în alt an să întoarcă înapoi ajutorul respectiv. Lucruri care s-au făcut și cred că se fac și acum în țară și în lume. Așa nu e o noutate și nu inventăm roata sau apa caldă. Și vreau să vă spun că după șase ani de zile cât am fost șeful secției de fotbal, N-aș mai fi dorit niciodată să mai fiu responsabil. E foarte greu de stăpânit, sunt atâtea probleme, atât uh, financiare, cât și personale cu jucătorii. Drept să vă spun, cei care erau studenți trebuia să ai grijă de ei să le dai în perioada aia, să dai examene. Eu eram profesor de finanțe și am avut și eu studenți care au dat examen cu mine. Deci, bineînțeles, ei știau că eu sunt amabil cu ei, în așa fel încât să, să poată să treacă. Dar am fost surprins, plăcut, când la un curs al meu de 500 de pagini partea întâia avea 250 la 250, uh, un fotbalist, nu-l spun, a spus, domn profesor, eu nu uh, numai partea antea am avut timp. Restul am fost în cantonamente din subiectul ăla care are, din bilet care are subiect, din subiectul 1 și 2, Tratează numai unul. A tratat numărul nu și a știut ca pe apă. Adică avea o memorie extraordinară. Ce, alalt, n-am avut timp să citesc. Și, într-adevăr, trebuia să-i și înțelegem că erau departe de familie, duși în cantonamente. Nu e o viață chiar așa de înfloritoare și să stea pe roze. Uh. spun sincer că acum, în, în aceste zile, când joacă Universitatea Craiova, eu cumpăr ziarul, prima grijă e să mă uit la clasament și la rezultate. Și după aceea citesc celelalte știri care le are ziarul.